vorbi ca mine. Da, da. Și vorbi cu voi, promente. Yeah, I like it a lot so far. I like the city, it's real nice. They showed me around, showed me some of the restaurants. So far, it's real nice and beautiful here. You know something about Romanian basketball before you come in here? Nah, the only person I knew was Gerald Lee that plays for y'all. And he was telling me it's great here, he loved it here, and that I would like it. What did you tell you, Gerald Lee, about Assesoft family? So far, I talked to him last night and I told him that I really liked it so far. I got to meet a couple of the players, and I told them that I'm just ready to get started. Same like everywhere, I want to give the best I can, so to help to my team, to my coach, to everybody. Last time I played Euro Cup maybe 5 years ago, so for me this is, how to say, challenge, so I forget how to play Europe, I joke. No. Target, what do you mean target? The objective, the goal. The goal, also to be champion. Same like every year, and make a top 16 in Europe, or maybe top 8, why not? Softul cea mai tare echipă de când există? E, știți cum e, în fiecare an spune lucrul ăsta, într-adevăr este o echipă foarte, foarte solidă pe hârtie. Rămâne să ne angrenăm mecanismul cât mai repede cu putință, să avem niște meciuri foarte, foarte puternice și bune de pregătire și apoi încet, încet să dăm drumul la treabă, să arătăm de ce suntem în stare. În funcție de programul echipei, și programul familiei, nu știu dacă vom mai avea timp și de fotbal, poate la televizor, dacă nu pe stadion, însă de acum începem să fim 100% în ceea ce avem de făcut. Cu prietenul Pacu v-ați încurajat reciproc? Da, da, ne-am încurajat pe el, vă dați seama că după unele discuții cu mine are voința și dorința să joace că la vârsta, să demonstreze, și după cum vedeți chiar confirmă puștiu, în meci de meci. Petrol Rapid, cum? O să fie împărțit sau știi cu cine? Vă dați seama, au și ei problemele lor acolo. Petrolul este o echipă care și-au stabilit foarte bine relațiile de joc și au avut și meciuri europene, confirmă etapă de etapă în campionatul românesc.